Am vrut să avem această întâlnire, să spunem oamenilor că noi cei de aici, de la Galați, cei din conducerea Spitalului Județean, personalul medical al Spitalului Județean, echipa de la Consiliul Județean, ne interesează ce se întâmplă cu oamenii, cu cetățenii și cu sănătatea oamenilor din Galați. Într-adevăr, sunt situații delicate, pentru că nu ne-am mai confruntat cu o astfel de situație, cu astfel de pandemie, cu un astfel de virus. Este o situație nouă pentru toți. Vedeți că nici până acum, după mai mult de 7-8 luni de zile, nu s-a găsit tratamentul, nu s-a găsit un vaccin pentru acest virus. Dar acești oameni care sunt aici își fac treaba. Oamenii ăștia, zi, noapte, sunt aici la datorie să-și facă treaba și să apere și să aibă grijă și să îngrijească pe cei care au probleme. Am văzut de foarte multe ori în mass media sau pe anumite rețele de socializare cum se dramatizează că Spitalul Județean nu poate să-și desfășoare activitatea, că la Spitalul Județean este o situație de nedescris, o situație în care nu poți practic să mai ajungi acolo. Și pentru a lămuri câteva lucruri, am să dau câteva cifre. Să vă spun că Spitalul Județean este cel mai mare spital din regiune. Este un spital cu peste 1350 de paturi. Este un spital care are peste 2200 de angajați. Adică este un spital mare. Noi toți cei care locuim în Galați, noi cei care avem decizii sau avem putere de decizie, trebuie să protejăm spitalul, trebuie să protejăm acești oameni, ca ei la rândul lor să poată să-și facă treaba mai departe și, bineînțeles, să aibă grijă de seminii noștri care... Și cum o faceți? Pentru că avem deja în momentul de față, Spitalul Județean are 2200 de angajați, are persoane testate 1860, sunt infectați, într-adevăr, au fost depistați pozitiv 157 de persoane, dintre care 60 de persoane sunt vindecate. Adică, în momentul de față, mai sunt 98 de persoane care sunt pozitive. Din aceste 98 de persoane, 67 de persoane sunt asimptomatice, doar 22 de persoane, 21 de persoane sunt la ora actuală internate în spital. Nu există nicio secție în Spitalul Județean care să nu funcționeze. Toate secțiile Spitalului Județean funcționează. La terapie intensivă sunt 138 de angajați, dintre care sunt 13 infectați, iar 9 sunt asimptomatici. Doar 4 sunt internați în spital, iar la ora actuală terapia intensivă își desfășoară activitatea așa cum și-a desfășurat-o și până acum. La unitatea de primire urgență sunt 188 de angajați, 188 de cadre medicale și 7 persoane sunt infectate, adică au acest virus. Dacă ne uităm pe cifre, avem undeva în jur de 4,5% cadre medicale care, din păcate, au luat acest virus pentru că unii dintre ei sunt asimptomatici și n-au știut și au venit la servici. E o situație generală în toată România, nu se întâmplă doar la Galați, peste tot în țară sunt persoane asimptomatice. Ne-am îngrijit tot timpul să avem ceea ce ne trebuie. Echipamente, materiale sanitare, dezinfectanți, pentru ca oamenii ăștia de aici să se poată proteja și pe ei și pe alții. Ceea ce iese și din raportul sau din rapoartele făcute de către cei care au venit și au controlat Spitalul Județean și scrie clar în procesul verbal al celor de la București, de la Constanța, că spitalul respectă circuitele, că spitalul are dezinfectanți și materiale sanitare și că la ora actuală nu este o problemă atât de gravă pe cât încearcă unii să o transforme și să pună o pată neagră
pe imaginea acestei unități, care este și cea mai mare în regiune. Da, ce să vă spun, au fost două echipe de control de la trimise de către Ministerul Sănătății, una de epidemiologi care au constatat că, exact ce vă spuneam, că avem aceste materiale dezinfectanți și echipamente de protecție. Și a mai fost o echipă de la Corpul de Control care spunea, bineînțeles, o echipă formată dintr-un medic veterinar, un jurist și un medic, cred că radiolog, care, bineînțeles, au verificat iarăși funcționarea spitalului. Acum, să mă ierte Dumnezeu, dar nu cred că un medic veterinar sau un jurist are competența să verifice spitalul județean din punct de vedere al ceea ce înseamnă activitatea lui din punct de vedere epidemiologic și așa mai departe. Totuși, propria Direcție de Sănătate Publică Galați a amendat spitalul și pentru că nu erau anchetele epidemiologice făcute la timp, lucru constatat și de Ministrul Sănătății. Doamnă, eu am să vă spun un lucru și am să rog pe doamna manager, are procesele verbale ale ultimilor controle și ale ultimilor anchete făcute de către inspectorii Direcției de Sănătate Publice Galați în spitalul județean, care au verificat și circuitele, au verificat și anchetele. Acum gândiți-vă că au fost câteva biblio-rafturi acolo care au fost prezentate cu anchete epidemiologice și din păcate cei care au venit și au controlat au fost destul de superficial în verificarea acestor anchete. Adică rugămintea este să nu minimalizăm ceea ce au făcut oamenii ăștia aici, 5 luni de zile de pandemie, 5 luni de zile cât s-au luptat cu acest coronavirus. Și are o statistică, doamna manager, unde în fiecare lună sunt peste 14.000, 15.000, 16.000 de oameni care vin și sunt tratați în spitalul județean aici, de către acești oameni, de către personalul medical de aici și, bineînțeles, toată echipa de la spitalul județean. Spuneți-ne ceva și despre capacitatea de testare. Spuneți-ne ceva și despre capacitatea de testare PCR de la Spitalul Județean. Funcționează ambele aparate? În momentul de față s-a mai achiziționat un al doilea PCR. Este achiziționat cu bani trimiși de la Ministerul Sănătății, al doilea PCR. Primul PCR este achiziționat încă din luna martie. Până în momentul de față a făcut peste 7.000 de teste. Iar cel de-al doilea, așteptăm acum să vină testele. Ele sunt funcționale. Sunt funcționale ambele. Unul este de are o capacitate de peste 200 de teste și unul de 70 de teste. Singura problemă pe care o avem la ora actuală și nu avem doar noi, ci toată țara, este lipsa de reactiv și de kituri care nu se găsesc pe piață. Și aici avem rugămintea la Ministerul Sănătății sau la domnul ministru Tătaru, când mai vine la Galați, să ne ajute cu soluții concrete, nu doar cu sfaturi. Că până acum am primit doar sfaturi. Ne bucurăm și, sincer, salut decizia domnului Arafat de a trimite la Spitalul Județean o unitate mobilă ATI. Este un lucru extraordinar. Doar că era bine dacă ministerul ne-ar fi informat măcar cu 2 săptămâni sau cu 3 săptămâni înainte să pregătim ceea ce mai aveam de pregătit, pentru că nu este de ajuns doar această unitate mobilă, a trebuit să racordăm, să facem racorduri de oxigen, să racordăm la apă, să racordăm la canalizare, să mai aducem câteva, cel puțin două containere, pentru ca să-și desfășurare activitatea în condiții optime. Dar ceea ce vreau să vă spun este că Spitalul Județean în momentul de față este pe ultimii 10 metri în încheierea procedurii de achiziție pentru ventilatoare mecanice portabile pentru secția de terapie intensivă. Noi am alocat bani de la Consiliul Județean să se achiziționeze 15 ventilatoare mecanice pentru terapie intensivă fixe și 9 mobile, astfel că în secția de terapie intensivă, la ora actuală sunt 45 de paturi, dintre care 7 sunt
pentru persoane COVID. De aceea, împreună cu conducerea, împreună cu șefa secției de terapie intensivă, împreună cu cei care sunt responsabili pe partea medicală, pentru că eu n-am să iau niciodată decizii și nu am să mă pronunț vis-a-vis de deciziile medicale niciodată, vom dubla capacitatea secției de terapie intensivă de la 7 paturi la 12-13 paturi cu ventilație mecanică, astfel încât personalul medical să nu trebuiască să iasă din secția de terapie intensivă și să ajungă în unitatea mobilă afară. Eu am încredere și cred că domnul ministru și atunci când a fost adus această unitate mobilă și Direcția de Sănătate Publică au spus că ne vor susține cu personal medical pentru unitatea mobilă ATI. Și cred că lucrul ăsta se va întâmpla. Ea momentan acum nu funcționează, nu? Acum, din punct de vedere al tuturor utilităților, noi ne-am îngrijit să avem absolut tot ce îi trebuie. Am rugat pe cei de la ISU să monteze aceste corturi până vin zilele astea acele containere. Am racordat-o la apă, are gaz, are butelii de oxigen. Deci ea, în momentul de față, din punct de vedere, sau mai bine zis, ceea ce a depins și ceea ce a trebuit să facă Spitalul Județean și Consiliul Județean, ne-am îngrijit ca lucrul ăsta să se întâmple și s-a întâmplat. Mai departe, în situația în care va crește sau vor crește numărul de cazuri, atunci va fi nevoie de suplimentare cu personal medical, pentru că, gândiți-vă, sunt 16.000 de persoane internate lunar sau care beneficiază de servicii medicale în Spitalul Județean. Nu sunt doar cei care sunt infectați de COVID în secția de terapie intensivă, ci sunt și cei care beneficiază de operații, sunt și cei care au avut și au accidente, adică... Câte cadre medicale ar fi nevoie pentru... Pentru, din ceea ce ne-au transmis specialiștii de pe secția de terapie intensivă, ar fi nevoie de cel puțin 15 cadre medii și cel puțin, din câte mi-aduc aminte, 15 cadre medii, adică cadre medicale, asistente și tot așa mai departe. Deci 30? 30. Și ministrul 30. Sănătății v-a spus un termen când ar putea veni acest ministru, domnul ministru al Sănătății, din punct de vedere al deciziilor, ar trebui să fie o chestie imediată. Deci ăsta trebuie să fie un lucru imediat, o rezolvare imediată, nu o rezolvare peste câteva luni de zile. Și de la ultima vizită până acum? De la ultima vizită până acum, primim fiecare zi că și în momentul de față, în timp ce vorbim în spital, sunt controle de la, cu inspector de la Direcția de Sănătate Publică, adică verifică toate secțiile, verifică tot ce înseamnă în spital, verifică circuitele, verifică aprovizionarea, verifică tot ce înseamnă aprovizionarea cu medicamente, inclusiv și pe toate secțiile spitalului și farmacie și tot așa mai departe. Dacă în momentul de față în rapoartele inspectorilor scrie că respectăm lucrurile astea, acum nimic nu este perfect, totul este perfectibil. Că a venit și a găsit pe o cutie, nu era o etichetă și în tot spitalul ai găsit cutii pentru deșeuri. Asta nu este cea mai mare problemă. Ok, s-a făcut control în farmacia spitalului, nu s-au găsit medicamente expirate în farmacia spitalului. Da, mai sunt și persoane care probabil nu au înțeles, dar astea sunt foarte, foarte puține, poate unul aici, colo, care nu a purtat mască, dar în general, credeți-mă că acești oameni sunt responsabili, am încredere totală în ei, pentru că, în primul rând, se protejează pe ei și își protejează și familiile lor. Vreau să fac un apel tuturor gălățenilor și întregii țări că Spitalul Județean Clinic de Urgență Galați funcționează și a funcționat și aceste 4 luni de zile la capacitate maximă. Da, avem și cadre medicale infectate, dar nu au fost infectate datorită statului la cafeluță, așa cum au încercat unii să ne
crediteze. Drept dovadă, colegii noștri sunt la datorie și sunt alături de voi. Sunt aici pentru voi. S-a finalizat ancheta epidemiologică. Cum a ajuns virusul în spital? Anchetele epidemiologice sunt finalizate parțial în funcție de... Este o transmitere comunitară. Aceasta este concluzia anchetelor epidemiologice. Doamna manager, este adevărat atunci când a venit ministrul, când a lui a spus că în 83 de cazuri anchetele nu e epidemiologice, da. Nu existau. Da. Ați discutat cu epidemiologul, sunteți nemulțumit de munca dumneaei? Deci doamnele de la Constanța, care au venit duminică la ora 12 și au stat, deci duminică, discutăm de o zi, de duminică, deci nu au venit în cursul săptămânii, au stat 3 ore, au cerut anchetele epidemiologice, au constatat că forma, nu fondul, este legal. Au plecat apoi luni, la prima oră, spunându-ne că îi așteaptă turiștii de pe litoral. Și aceasta a fost ajutorul din partea ministerului. Deci acele 4 cadre medicale epidemiologice care trebuiau să vină pur și simplu la noi și să ne ajute și astăzi, deși astăzi ei trebuiau să stea printre noi, și să ne ajute, au plecat a doua zi de dimineață, ne-au prezentat procesul verbal spunându-ne că în ambulator, acolo unde avem zona tampon, era ușa închisă. Păi ușa era închisă pentru că era o clanță, pur și simplu. Deci ușa nu a putut fi deschisă de către doamnele de la control, că au crezut că se deschide sensant, deschide-te ușa. Da? Cam acesta este controlul. A doua zi, a treia zi a venit controlul de la corpul de control al domnului ministru. Da. Doamna medic veterinar stătea într-un cabinet la Direcția de Sănătate, ne-a chemat la raport, fumând țigară de la țigară, fără niciun fel de protecție, da? Fără niciun fel de protecție și au pretenția de la noi să purtăm echipamente de protecție corespunzător, spunându-ne că nu purtăm echipamente de protecție corespunzător, dând o dovadă exemplară. Da, uitându-se pe geam și de pe geam au văzut cadrele noastre medicale de la UPU echipate în combinezoane care și-au permis, deci au permis și mi-au atras atenția că de ce vor să bea apă stând în combinezoane, da? Iar dumnealor țigară de la țigară fumau în acele cabinete. Și au plecat și domnii de la Ministerul Sănătății. Ne-au rezolvat toate problemele. Concret, acum care e situația spitalului? Deci, și concret, dacă vă afectează numărul de îmbolnăviri? Nu ne afectează numărul de îmbolnăviri. Ce vă pot spune? Că din 2186, 98 de cadre medicale astăzi sunt infectate, 66, exact cum a zis și domnul președinte, sunt la domiciliu, restul sunt internate în spital. Testăm în continuare personalul medical pentru că vrem să știm adevărul și este normal să știm. 90% sunt asimptomatici. Vreau să vă spun că în mod normal, zilnic se înregistrează la registratura spitalului câte 50 de concedii, de cereri de concedii de odihnă. Ei, având în vedere că avem 98 de cadre medicale infectate, aceste concedii de odihnă au fost retrase, da? Deci sistate. Iar cei care sunt infectați sunt înlocuiți de cadrele medicale din cadrul Spitalului Județean. Aveți nevoie de acea unitate? Da, avem nevoie de acea unitate, nu refuzăm, avem nevoie de acea unitate mobilă de ATI, dar cu sprijinul, și am cerut sprijinul din partea ministerului. Deci ce vă trebuie acum să funcționeze? Ne trebuie cadre medicale, da? Ați vorbit cu DSP-ul? Am trimis 10 adrese și la DSP și la minister, ba mai mult, și în momentul în care ne-am trezit într-o noapte, că așa ne trezim noi de obicei, nopțile, ne trezim și cu unități și cu PCR-uri, că așa e obiceiul ministerului, da? Cum ne-am trezit și cu combinezoane și cu măști de PFP2 de la Unifarm și le-am trimis înapoi că erau neconforme, da? Și au ținut domnul director de la Unifarm să ne amenințe că are el grijă de noi. Ei, na. Când s-a întâmplat asta, doamna manager? Asta s-a întâmplat acum o lună jumate. Când era toată lumea trebuia aprovizionată de Unifarm. Știți, doamnă, vreau să cameneze, știți cumva, cum de-a crescut tariful acordat epidemiologului sub contract? Doamna de la DSP. Da, nu a crescut tariful. 4 ani de 4 ori. Nu a crescut tariful. Tariful este același de 4 ani de zile. Okay, câți pacienți aveți internați în acest moment? 311 pacienți sunt internați în acest moment. Se fac internări în continuare? Desigur. Câți pacienți sunt în zona COVID, în
tampon și în... Doi pacienți avem în ATI COVID. Mai e vreo secție închisă în acest moment? Gastroenterologia este închisă, cum v-am mai spus, pentru dezinfecție. Urmează să facem dezinfecție și la chirurgie vasculară, pe ATI, acolo unde avem acele cadre medicale infectate, bineînțeles, se fac dezinfecția. Bineînțeles că s-au mai pozitivat pacienți care erau în zona critică, care erau în ATI, în zonele de tampon și au fost trimiși către spitalele suport COVID. Dar acest lucru se întâmplă zilnic, da? Iar dezinfecțiile terminale se fac zilnic. Deci nu este o excepție acum că a venit virusul pentru aceste dezinfecții. Noi facem dezinfecții zilnic de ani de zile. Spuneați că ați trimis 10 adrese către Ministerul Sănătății, da, și DSP. Ce răspuns? DSP-ul mai ales, prima aproape. Așa, DSP-ul astăzi ne-a răspuns așa, că pentru unitatea de transfuzii ne ajută centrul de transfuzii cu o asistentă, iar spitalul de copii ne ajută, pentru că și testarea personalului, tot cu PCR-ul de la spitalul de copii și la PCR-ul de la TBC, pentru că DSP-ul n-a avut grijă conform ședinței și conform precizărilor făcute de către domnul prefect, că DSP-ul trebuia să se preocupe de găsirea laboratoarelor pentru testarea personalului medical. Noi trebuia să testăm personalul medical în 5 zile, conform deciziei Comitetului Județean. Ei, n-am putut să testăm pentru că tot noi am găsit ajutor din partea Spitalului de Copii și Spitalului TBC. Pentru secția ATI, tot spitalul de copii ne vor ajuta cu 3 asistente ATI. Deci nu este super, până la 30 de persoane. Ce nevoie aveți în spitalul județean pentru suplinirea medicilor care sunt bolnavi? Sau un concediu în momentul de față? Ați solicitat? Nu avem, deci nu avem probleme cu medicii. Deci numai pentru secția mobilă aveți nevoie. Pentru secția mobilă, așa cum a zis și domnul președinte, deja personalul din cadrul ATI-ului deservește bloc operator, terapia intensivă COVID, terapia intensivă non-COVID. Deci deja sunt 3 puncte cu același personal. Da. Al patrulea punct este deja prea mult pentru personalul medical. Legat de ancheta de verificările făcute de DSP, contestați într-un fel rezultatul? Da, deja am contestat în instanță, să știți. Care dintre anume rezultate? Purtarea măștii? Medicamentele? Inexistența anchetelor epidemiologice și acel circuit închis în ambulator, vă duceți și dumneavoastră, deci pur și simplu apăsăm pe o clanță și am deschis circuitul.